Ziua Națională a României a fost marcată ieri în mod deosebit în parohia Sfântul Mare Mucenic Mina Păcurar din Iași. În centrul social-cultural Sfântul Ioan Rusul a avut loc un concert de cântece patriotice și muzică populară. Colegul nostru Constantin Ciofu, redactor la ziarul Lumina, ediția de Moldova, a fost prezent la acest eveniment și a realizat următorul reportaj. Ce înseamnă pentru tine România? România înseamnă casa mea, familia mea și absolut tot. Credincioșii parohiei Sfântul Mare Mucenic Mina Păcurar din Iași au avut bucuria să participe la o serată românească dedicată Zilei Naționale a României 1 decembrie și sărbătorii Sfântului Andrei, Apostolul Românilor. Manifestarea culturală s-a desfășurat în Centrul Social-Cultural Sfântul Ioan Rusul și a fost organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și cu Școala Generală Ion Creangă din Iași. În fața publicului a venit mai întâi grupul de tineri ai parohiei, acompaniați de instrumente muzicale. Ajutați de alți prieteni ai parohiei, profesori la Universitatea de Arte George Enescu din Iași și cadre didactice ce predau muzica, membrii formației înființată recent au interpretat cântece patriotice și nu numai. Cei prezenți în sală au cântat împreună cu tinerii de pe scenă, având la dispoziție versurile expuse prin intermediul unui videoproiector. Programul a mai cuprins câteva momente de dans ale copiilor de la Școala Generală Ion Creangă din cartierul Ieșan Păcurari, dar și repertorii de muzică populară susținute de tineri din Iași. Pe tot parcursul spectacolului, moderat de părintele paroh Constantin Prodan, misionar protopopesc al protopopiatului Iașunu, oamenii s-au bucurat împreună și au trăit cu emoție fiecare clipă. La ureche trandafir, o picioare, o picuță, să mă știți că stromâncuță. Vasile Tiron, șeful Centrului de Informații pentru Cetățeni Iași, a transmis la finalul evenimentului mesajul de apreciere din partea primarului municipiului Iași, Mihai Chirica. Mulțumim părintelui pentru ceea ce ne-a oferit, pentru osteneala pe care o face an de an, de vreo 3 ani de zile, dacă nu mă înșel. Chiar ne bucurăm că primăria a putut să ofere acest spațiu, care este plin de cultură, este plin de acțiuni sociale și să dea Dumnezeu putere părintelui să facă mai multe evenimente de genul ăsta. Profesoara Nicoleta Cristina Crețu este directoarea școlii Ion Creangă din Iași și a participat la spectacolul dedicat Zilei Naționale a României din centrul Sfântul Ioan Rusu. Aceasta datorită colaborării frumoase pe care școala o are cu parohia Sfântul Mina din Iași. Profesoara Nicoleta Cristina Crețu. A devenit o tradiție colaborarea școlii noastre cu Biserica Sfântul Mina. Copiii noștri vin cu drag la fiecare spectacol organizat aici și cei mai talentați prezintă în fața invitaților cântece, poezii, dansuri populare, tot ce știu ei să facă mai frumos, prin care să încânte ochiul și privirea și auzul celor care sunt în sală. Am trăit intens această seară. De obicei am foarte mari emoții când sunt copiii pe scenă, dar m-au emoționat și corul copiilor de la biserică. A fost totul deosebit de frumos și, în general, atunci când e ziua României, nu poți decât să te bucuri. E ziua noastră a tuturor. Copiii învață de la noi, cei mari, să se bucure, să sărbătorească această țară și să o iubească. Mă numesc Mocanu Laurian. Aici am spus poezia Nu plânge mai că Românie și am recitat-o în fața a multor persoane. Spune-mi un vers din poezia pe care ai recitat-o. Cel mai bun vers ar fi Nu plânge mai că Românie. Nu plânge mai că Românie, că am să mor neîmpărtășit. Un glonț porni spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. La mulți ani copiilor români și multă sănătate!
Programul artistic apreciat și răsplătit cu multe aplauze din partea publicului a fost pregătit de enoriașii parohiei, după cum am aflat de la părintele paroh Constantin Prodan. Cei care au participat la acest spectacol sunt deci enoriașii parohiei noastre. Dintre ei cei mai inimoși sunt copiii parohiei, mare parte dintre ei învățând la școala din cartier, școala Ion Creangă, o școală în care predau profesori inimoși și dăruiți meserii lor. Pentru spectacolul din seara aceasta și-au dat mâna mare parte din enoriașii parohiei noastre. Dintre ei unii sunt profesori la liceul Octav Băncilă, alții profesori la Universitatea de Arte, alții sunt profesori la școala din parohie. Mulți din tinerii parohiei noastre vin și duminica la biserică, dar în ei vibrează și acest simțământ patriotic. Dacă la rugăciune au considerat enoriașii că suntem împreună, au vrut și la acest moment de sărbătoare, moment de bucurie românească, să fim împreună. Și din dorința aceasta lor s-a născut spectacolul din această seară. Ceea ce s-a simțit aici, s-a simțit românește. Iar când spun românește, vorbesc de valorile țării noastre. Valori care au fost apărate cu sânge, valori care au fost apărate cu multă luptă și cu multă demnitate de poporul nostru. Valori care astăzi sunt puțin zdruncinate de valori străine neamului nostru. Și de aceea, simțind oamenii din parohia noastră, simțind acest moment de identitate națională, de simțământ patriotic, au simțit că prin aceste cântece, prin aceste poezii, prin acest moment de sărbătoare românească, ei afirmă atașamentul față de valorile străbune ale neamului nostru. Valori pe care le-au apărat eroii neamului, valori pe care noi dorim să le păstrăm pe mai departe. Seara culturală dedicată Zilei Naționale a României a fost organizată pentru cel de-al treilea an consecutiv în parohia Sfântul Mina din Iași. Evenimentul a fost un bun prilej de a reuni comunitatea prin biserică, dar și un început pentru proiecte frumoase care să promoveze tradițiile românești prin cântec, dans și portul popular. Am ascultat un reportaj realizat de colegul nostru Constantin Ciofu, redactor la ziarul Lumina, ediția de Moldova.